În România, una din 5 căsătorii se termină cu un divorț. În 40% dintre cazuri, la mijloc se află cel puțin un copil. Legea îi protejează pe minori, dar nu le poate opri durerea și temerile care apar odată cu separarea părinților. Psihologii spun că cele mai mari frici sunt de obicei singurătatea și respingerea din grupurile de prieteni. Divorțul părinților nu este ușor pentru copii. Dincolo de tristețea pe care l-o provoacă, divorțul îi aduce de cele mai multe ori și în tribunale. Ascultarea copilului minor este obligatorie. Deci asta înseamnă că dacă ai deja vârsta de 10 ani, teoretic ajungi să fii ascultat de către un judecător pentru a-ți spune punctul de vedere dacă vrei să rămâi cu mama sau dacă vrei să rămâi cu tată sau poate că nu vrei să rămâi cu niciunul dintre ei și vrei să te duci cu bunicii. Schimbările bruște în viața de familie și lipsa stabilității emoționale îi fac pe copii și adolescenți să simtă diferite frici din cauza divorțului părinților. Este frica de abandon, frica de singurătate, are sentimente de vinovăție și se gândește că poate ceva din comportamentul lui a determinat divorțul părinților, poate dacă luam note mai bune la școală, poate dacă eram mai cu minte acasă, poate că nu ajungeau să divorțeze părinții mei. Tinerii ai căror părinți divorțează sunt îndemnați să nu treacă singuri prin aceste momente dificile. În ajutorul lor vine și biserica, cu activități și grupuri în care să se simtă înțeleși și acceptați. Biserica le pune la dispoziție foarte multe mijloace prin care activitățile cu tineretul, tot felul de programe pe care noi în biserică le aplicăm, sunt tabere făcute special pentru copii, îi îndemnăm să vină, să nu stea singuri. Părinții sunt responsabili să-și ajute copiii să treacă mai ușor prin aceste schimbări și să nu se simtă abandonați sau singuri. Nu este un capăt de țară dacă ei tratează cu maturitate acest subiect, în sensul în care nu folosesc copilul în această luptă a lor, dar nu se angajează în primul rând într-o luptă, comunică ce se întâmplă cu copilul și creează pentru copil, păstrează rutinele astfel încât să creeze acest cadru de siguranță de care copilul are nevoie. Anul trecut în România au divorțat aproape 23.000 de cupluri. Pentru majoritatea căsnicia a durat sub 10 ani.